Bună ziua, dragii mei! Sunt Nineta Bărbătescu și împreună vom desfășura o lecție de matematică la clasa a treia. Astăzi vom parcurge înmulțirea unui număr de două cifre cu un număr de două cifre. Această lecție aparține unității de învățare înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0-10.000. La sfârșitul ei, voi veți putea rezolva exerciții de înmulțire folosind algoritmul descompunerea într-o sumă a unui factor, veți rezolva exerciții de înmulțire folosind calculul scris, veți verbaliza etapele de lucru folosind corect terminologia specifică matematici. Pentru început, aș dori să ne reamintim ce am învățat până acum. Am învățat înmulțirea unui număr de două cifre cu un număr de o cifră, am învățat înmulțirea unui număr de trei cifre cu un număr de o cifră și am mai învățat înmulțirea unui număr cu o sumă. Folosind toate aceste cunoștințe, vom putea astăzi să aflăm cum putem înmulți numerele formate din două cifre. Pornim de la exercițiul 95 ori 14. Observăm că este un exercițiu de înmulțire în care cei doi factori sunt formați din două cifre. Primul factor, 95, este format din două cifre. Al doilea factor, 14, este un număr format din două cifre. Primul procedeu de calcul este scrierea unui factor ca o sumă. Vom scrie din nou exercițiu 95 ori 14. Alegem să scriem ca o sumă factorul cel mai mic, în cazul nostru 14. Vom scrie 95 ori, paranteză rotundă, 10 plus 4. Pentru a rezolva acest exercițiu, aplicăm regulile înmulțirii unui număr cu o sumă. Regula spune că înmulțim factorul cu fiecare termen din paranteză, iar produsele le adunăm. 95 ori 10 plus 95 ori 4. Pentru a rezolva, aplicăm ordinea efectuării operațiilor. Vom rezolva prima dată înmulțirile 95 ori 10, 95 ori 4. 95 ori 10 este egal cu 950, 95 ori 4 este egal cu 380. Adunăm cele două produse, 950 plus 380, și obținem numărul 1330. Deci observăm că 95 ori 14 este egal cu 1330. Să recapitulăm, avem de rezolvat un exercițiu de înmulțire în care factorii sunt numere formate din două cifre, 95 ori 14. Primul procedeu de calcul ales este să scriem un factor ca o sumă. Alegem să scriem ca o sumă factorul cel mai mic, în cazul nostru 14. Vom scrie în continuare 95 ori, paranteză rotundă, 10 plus 4. Pentru a rezolva exercițiul, aplicăm regulile înmulțirii unui număr cu o sumă. Regula spune că înmulțesc factorul cu fiecare termen din paranteză, iar produsele le adun. 95 ori 10 plus 95 ori 4. Aplic ordinea efectuării operațiilor și rezolv înmulțirile. 95 ori 10, 95 ori 4. 95 ori 10 este egal cu 950, 95 ori 4 egal cu 380. În continuare adun cele două produse și obțin 1330. Un alt procedeu de calcul este calculul scris. La calculul scris, primul pas este să așez numerele unele sub altele, adică unități sub unități, zeci sub zeci. Repet, primul pas este să așez corect numerele unele sub altele, unități sub unități, zeci sub zeci. Pasul următor este să înmulțesc unitățile celui de-al doilea număr cu unitățile și zecile primului număr, obținând astfel primul produs parțial. Repet, înmulțesc unitățile celui de-al doilea număr cu unitățile și zecile primului număr și obținem primul produs parțial. Rezolvăm și noi. 4 ori 5 este egal cu 20. Scriem 0. Scriem 0 și 2 ținem minte. 4 ori 9 este egal cu 36. 4 ori 9, 36 plus 2 din minte este egal cu 38.
Am obținut primul produs parțial, 380. În continuare, voi înmulți zecile celui de-al doilea număr cu unitățile și zecile primului număr și obținem al doilea produs parțial. 1 ori 5 este egal cu 5. Observăm că 5 îl scriem sub 10, întrucât noi înmulțim zecile. 1 ori 9 este egal cu 9. Am obținut al doilea produs parțial, 95. Pentru a obține produsul final, noi adunăm cele două produse parțiale. 0 plus nimic este egal cu 0. 8 plus 5 este egal cu 13. Scriem 3 și 1 ține minte. 3 plus 9 este egal cu 12 plus 1 din minte este egal cu 13. Observăm că, înmulțind 95 cu 14, folosind procedeul calcul scris, am obținut 1330, același rezultat pe care l-am obținut utilizând celălalt procedeu, adică să descompunem un factor ca o sumă. Deci, indiferent de procedeul de calcul ales, rezultatul trebuie să fie același. Să recapitulăm cum am procedat în cazul calculului scris. Primul pas a fost să așezăm numerele unele sub altele, unități sub unități, zeci sub zeci. Pasul următor a fost să înmulțim unitățile celui de-al doilea număr cu unitățile și zecile primului număr și am obținut primul produs parțial. Mai departe, am înmulțit zecile celui de-al doilea număr cu unitățile și zecile primului număr și am obținut al doilea produs parțial. Din însumarea celor două produse parțiale, am obținut produsul numerelor 1330. Să repetăm încă o dată ceea ce am făcut, structurând pe pași rezolvarea. Observăm pasul numărul 1, așezăm numerele unele sub altele, unități sub unități, zeci sub zeci. Pasul numărul 2, înmulțim unitățile celui de-al doilea număr cu unitățile și zecile primului număr și obținem primul produs parțial, observăm aici. Da, înmulțim unitățile celui de-al doilea număr cu unitățile și zecile primului număr și am obținut primul produs parțial. Pasul numărul 3, am înmulțit zecile celui de-al doilea număr cu unitățile și zecile primului număr și am obținut al doilea produs parțial. Deci înmulțim zecile celui de-al doilea număr cu unitățile și zecile primului număr și am obținut al doilea produs parțial, iar pasul 4, adunăm primul produs parțial cu al doilea produs parțial și am obținut produsul final. Propun spre exersare următorul exercițiu 23 ori 12. Observă, este o înmulțire în care cei doi factori sunt numere formate din două cifre. Vă propun să utilizați cele două procedee de calcul, descompunerea unui factor într-o sumă și calculul scris. Vă atrag atenția că, indiferent de procedeul de lucru folosit, trebuie să obțineți același rezultat. Dragi copii, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire data viitoare și vă mai spun că, în folosirea acestui material, am folosit manualul de la editura Intuitex de pe site-ul manuale.edu.ro. La revedere!